pe care nu pot să-i uit. Unde-i vremea cea frumoasă când veneam în sat acasă? Unde sanii din trecut pe care nu pot să-i uit? Unde-i vremea cea frumoasă când veneam în sat acasă? Tata de cum mă vedea, bucuros mamei spunea, ia te uită pe fereastră, vine acasă fata noastră. Și-apoi într-o veselie se îmbăta de bucurie, dar mama pune pe masă tot ce avem mai bun în casă. S-au dus anii câte unul, nu știm cât de lung ne-i drumul. Au trecut ani de-a valma, s-o dus și tata și mama. S-au dus anii câte unul, nu știm cât de lung ne-i drumul. Au trecut ani de-a valma, s-o dus și tata și mama. Dar visez de atâtea ori pe tata cu-n smoc de flori, la biserică în strană cum cânta de sărbători, măi. Cântecele cu dor greu, dragi au fost tatălui meu, dragi au fost și le-a cântat și pe mine m-a învățat, măi. Tată, draga ta povață, mult m-a ajutat în viață, că-mi spuneai de-atâtea ori, viața nu-i un câmp cu flori, măi. Tată, draga ta povață, mult m-a ajutat în viață, că-mi spuneai de-atâtea ori, viața nu-i un câmp cu flori, măi. Viața urcă și coboară și deloc nu e ușoară, doar cu muncă și răbdare. Bună ziua, dragilor! Astăzi echipa Floreriale a venit în comuna Icușești. O felicităm pe doamna Georgeta cu ziua ei de naștere și să-i urăm un sincer și călduros la mulți ani. Mergem spre ea! Doamna Georgeta? Bună ziua, doamna Georgeta! Am venit la dumneavoastră speție, că da. Știm că astăzi e aniversație, o zi frumoasă, faceți 66 de ani. Vă dorim și noi la mulți ani și cei dragi nu sunt toți alături de dumneavoastră. Și vreau să vă întreb acum, cum credeți, din partea cui vine această surpriză? De la Petronela. Așa este, este din partea fetelor care ne-au trimis la dumneavoastră să vă dorim acest buchețel de trandafiri. Mulțumim. De săpun, care sunt veșnici, așa vă doresc și copiii să fiți veșnic alături de ei. Și o să-i dau și domnului aici o șampanie, ca să... Domnul trebuie să țină o șampanie în mână, doamna... Să fie... E cu doamna cu florile și domnul cu șampania și la fel aveți aici un tortuleț ca să-l degustați astăzi la masa de sărbătoare cu o cupă de șampanie, să vă îndulciți un pic, să vă reamintiți momentele frumoase ale vieții. Mulțumesc. Copiii, adică fetele, v-au transmis și un mesaj de felicitare. Dacă pot să-i dau citire. Iubita noastră mămică, fie ca inima ta să nu știe de tristețe și să bată cu bucurie încă mulți ani, să găsești fericire în orice moment al vieții și să o împărtești cu noi pentru a putea mări. Mamă, chiar dacă nu suntem alături de tine într-o zi importantă, Floreriale ți-a adus o surpriză din partea noastră. Să ne trăiești mulți ani
frumoși și sănătoși. Te iubim enorm de mult, îți dorim tot binele din lume și îți mulțumim pentru că ești alături de noi. La mulți ani, scumpa noastră mamă, cu drag și dor din partea fetelor Petronela și Carmen, nepoții și ginerilor din Germania, care vă iubesc nespus de mult și au venit foarte mult să fie astăzi alături de dumneavoastră, însă nu sunt. Acum, așa este, și vremurile sunt așa de așa natură că este mai greu să ajungem. Vă iubesc nespus de mult, copii, am să las și acest mesaj, să-l citiți ori de câte ori doriți să fiți cu mare drag, să vă îmbrățez, să vă dau o căldură, căci copiii când mi-au transmis aceste daruri să vă le aduc, au emanat căldură și atunci încerc și eu la rândul meu să vă aduc acea căldură în suflet. Mulțumesc frumos! Mulțumesc. Dacă puteți să le transmiteți ceva, ei nu ne aud acum, dar ne vor auzi. Îi mulțumesc frumos și iubesc și îi sărut mama din toată inima, cu mult drag. Așa este, dragostea de mamă nu se compară cu nimic, nu se compară cu nimic. La distanță, nu se compară cu altfel. Așa este. La tine că ați nimerit? Da, am nimerit, așa este, vă mulțumesc. Copiii ne-au dat detalii unde trebuie să ajungem. Vă mulțumim din suflet, la mulți ani. Frumos, bine ați venit sănătos. Cu mare drag. Mulțumim. Vă mulțumim din suflet. Și drum bun. Vă mulțumim. Cu mare drag. O zi frumoasă și mult.